După o lungă vacanță de vară, elevii s-au întors la școală. Regulile de igienă par să nu fi fost respectate pe parcursul celor aproape 3 luni de pauză, ca drept dovadă peste 100 de școlari s-au întors în unitățile de învățământ cu păduchi. Conform datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică, în urma controalelor, a ieșit la iveală faptul că cei mai mulți copii cu păduchi sunt din mediul urban și nu din mediul rural s-au depistat 382 de cazuri, însemnând angine, infecții acute ale căilor respiratorii, pneumonii, micoze și pediculoză. La capitolul pediculoză s-au depistat 131 de cazuri în tot județul, mai mult în urban 83, mai puțin în rural. Datele nu sunt însă foarte relevante în ceea ce privește situația din mediul rural, având în vedere faptul că nu toate școlile din județ au cabinet medical și există unități de învățământ care nu au raportat situația privind triajul epidemiologic. Imediat după identificarea cazurilor de pediculoză s-au luat măsuri. Igiena individuală a persoanelor, a copiilor depistați cu aceste afecțiuni. Asta înseamnă folosirea unui șampon antiparazitar și după aceea respectarea regulilor de igienă personală. Adică nu se împrumută șapca, căciula, basca, nu se împrumută pieptenele, se verifică periodic copilul să nu aibă pediculoză, pentru că el poate să ia de la școală de la un alt coleg sau o altă colegă. La o săptămână medicii au reluat verificările, iar numărul elevilor cu păduchi s-a redus de la 130 la 20. Nu s-au depistat cazuri de hepatită și nici scabie. Au fost diagnosticați cu angine 100 de elevi și peste 100 de școlari aveau viroză.